Bine ați venit la un mare mic laivuleț. Țineți-vă copiii departe de acest laivuleț. Pentru că o să vorbim porcoșenii. Am petrecut jumătate de zi, eu și Doru, uitându-ne la un film. La un film cu trei părți. Și ne-am, ce vreau să vă spun, ne-am delectat total. Ceva senzațional, o capodoperă cinematografică, ne-am și distrat. Capodoperă cinematografică științifică. Deci o să vorbim porcoșenii în timp ce facem de mâncare, pentru că ne-am luat cu filmul. Eu nu mă uit des la filme, mă apuc așa, cu o treabă. Seara am pus Wolf of Wall Street cu Leonardo DiCaprio și mi s-a părut un film foarte bun. Iar astăzi ne-am uitat la un film, așa cum am spus, să vedem dacă l-ați văzut și voi, cum vi s-a părut și dacă aveți aceeași dezamăgire pe care eu am avut-o cu privire la final. Tu ai înțeles ceva din final, la? Nici nu cred că era ceva de înțeles. A fost cu sexuală, e tot ce Cu contează. sexuleală ca sexuleală, dar finalul e cam de Porc, așa, de așa, porc, cam, da? da. Percile astea mai au și niște pământ, că na. Băi, eu am o treabă nerezolvată. Da? Pune Să la... nu rezolv cu lavalier. Astăzi am avut și o migrenă mai devreme. O frumusețe de migrenă, ceva senzațional, cred că încă se văd efectele ei. Am luat două paracetamol și m-a lăsat, dar mă luase rău de tot. Cu durere în tâmplă, cu durere de ochi, cu durere de toate alea. Am zis, piei de aici că nu te vreau. Am stat și ne-am uitat la film, amândoi. Bine, Doru poate să se uite la filme și să facă și chestii între timp. Eu nu pot să fac chestia asta, eu dacă mă uit la film, mă uit la film și trebuie să văd filmul ca lumea. Și am fost atentă, bine, vreau să vă spun că prima parte am văzut-o cap coadă, cu toate scenele posibile și imposibile. A doua și a treia parte n-am mai rezistat, am dat fast forward pentru că pur și simplu mă stresa efectiv acea treabă. În ceea ce privește felul în care s-a terminat, cel puțin n-am nicio treabă. Sunt total confuză. Pur și simplu mă confuzează faptul că s-a terminat în felul ăla. Pentru că n-am înțeles nimic. După atâta iubire și atâta sexoșală, s-a terminat ca în coadă de pește, cum se spune. A avut un final, cum s-ar spune, un final deschis, că te lasă să alegi tu. În același timp, un final tâmpițel. De asta sunt curioasă dacă știți despre ce film vorbesc. Delia, ce faci de mâncare bun? Fac un pilaf cu ciuperci și pui și cu puțin mai mult mărar. O compresă cu spirit e utilă în dureri de cap. O compresă cu gin. Zi, de care gin îți spun? Nu, nu S-au vreau, nu înglumit, vreau, nu? nu vreau. Hai, dă-mi și mie de lucru, să nu stau ca Pură capitan să și mie o calendar. ceapă, te rog A, frumos. normal, pe mine mă pui la plâns, să plâng după filmul ăsta. Hai că la film ți-am făcut, nu te-ai emoționat puțin? M-a emoționat de n-am mai putut. N-am Da? mai putut. Până la... Până la emoție te-a Da, lovit. până la emoție Da, n-a deci sunt lovit, curioasă exact. dacă știți despre ce film vorbim. Hai să vă dau niște hinturi. Deci este un film în trei părți, este o trilogie, nu? Din punctul Cred ăsta de că da. vedere. Uite de care cepe avem. Trei așa sau una așa. Cred că îmi trebuie doar două, așa, nu Ah, deschide pe ok. asta că e prea mult. Așa, trilogie este un film de dragoste. Din punctul meu de vedere, Un este un film de... soft porn. Un soft porn, Da, în privința în lui genul Doru. cum era, ăștia care sunteți din generația noastră sau mai devreme, cu Emmanuel-like, Da, genul ăla. dar nu este 50 Shades of Grey, A, da, și nu nu este... este 50 Shades of Grey și pe ăla l-am văzut, dar ăla nu e nici măcar soft porn, ăla e... Ăla e mai mult o amenințare Da, inutilă, o că amenințare până inutilă, la final... da, o amenințare inutilă care n-are niciun sens. Trei părți are, le-am văzut pe toate astăzi. Bineînțeles că în comparație cu The Wolf of Wall Street de aseară, ăsta n-are nicio treabă, deci nu e atât de, cum să zic, cu atât de multe aspecte de interpretat. Am și ție, deci filmul ăsta a fost bun, a fost bun numai cât a visat ea, ce a Da, visat ea, a fost da, 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 da. partea interesantă Partea cea adică. mai interesantă din vis a Da, fost da, aia, da, a aia fost ultima. ultima parte de vis, da. Am auzit și noi de la femei care sunt nebunite după acest film, după actorul principal din acest film și, bineînțeles, după ideea acestui film care este, vezi, Doamne, ceva super erotică. E Ia în locul seama. cărților ăla, lui Sandra Brown, nu? Da, Nu e trebuie bucățele mici. exact cum e cartea aia, Violul de Sandra Brown. Și citeai Prima tu tine parte cel rețeta. puțin așa arată, asta vreau să scoat în Da? evidență. Pe cât mai Vorbiți de pesmos. 365, nu înțeleg, trebuie ghicit numele. Dar ăla se termină tragic. Nu se termină De tragic. ăla vorbim, De ăla vorbim, bravo dar nu se Liliana, termină. salut! De ce crede Liliana că se termină tragic acel film? Mi se pare că tragic e el de-a lungul filmului. Tot filmul e o tragedie, o Deci, tragedie în industria cinematografică. filmul se termină tragic? Se termină în momentul în care ea se vede cu Massimo pe plajă și Massimo îi povestește și îi spune și Vine cu merge. clișeul de pe Facebook. Dacă Iubești pe iubești pe cineva... cineva, lasă să plece. Dacă se întoarce, înseamnă că a fost mereu
mereu al tău, dacă se duce înseamnă că n-a fost niciodată. Statusuri acum Messenger anii 2009. După ce îi spune asta, se întoarce către ea și o întreabă dacă e she's back, pentru că she's been puțin away, she's been fucking other guy. Nu? Adică true, cum se descriu true, filmul ăsta? True, true. Așa. Femeia era la bombardeală, femeia de deplasare, atenție. Unde pun asta? Hot. Lasă-le acolo. Yeah. Le pun în tigaie direct, nu le mai pune atunci, nimic, okay, lasă-le acolo. Okay. Scuze că te întrerup, dar eu nu mă pricep la bucătărie. Păi de ce ai vrut să te apuci, iubirea mea? Ca să nu stau degeaba. Nu înțeleg, poate nu mi-aduc aminte, dar ea este ucisă pentru că lui este luat tot ce iubea mai mult. Nu. Hai să facem o recapitulare. Am început creditele, da? Da, da, da. Ok, deci sigur n-a fost ucisă după credite? Nu, nu cred, stai așa. When Laura discovers Massimo is the one who killed her dog. What the fuck? La ce film ne-am uitat noi? When Laura discovers Massimo is the one who killed her dog. It is not long before she seduces him, escapes, and runs off with Nacho. The book ends with Laura choosing to be with Nacho, but that is after Massimo holds her against her will, drags her, and tries to get her... Whatever, că nu scrie mai departe. Bă, și să citești cărțile, da? Cine? Da. Noi nu. Deci, eu când am auzit de filmul ăsta, eu am crezut că e în felul următor. El, capul mafiei, whatever, se îndrăgostește de ea, care ea este parte din familia dușmanilor lor, și se îndrăgostește de ea și Tasu e omorât și el zice că se răzbună pe ea, pe familia lor, răpind-o pe ea și luând-o de soție. Dar nu, eu așa aveam senzația că e filmul ăsta, că despre asta e filmul ăsta, dar nu, în film constat, el o vede pe asta pe plajă odată și se îndrăgostește de ea și se pune lui Pataș pentru că este boss de boss, zice gata, o furăm și dau 365 de zile să se îndrăgostească de mine. O ia pe asta în captivitate, asta care era o poloneză venită în vacanță în Sicilia cu gagicăsul care și așa o înșela și nu voia să o mai satisfacă sexual și el zice gata, a mea ești să vezi ce te bavardezi până nu mai poți. Măiene, romantismul poveștii e sick as fuck. În sensul că oamenii găsesc romantic faptul că ăsta care e un bărbat super bine, sexy, nu știu ce, că am și uitat, stai legume aici, vorbim despre asta. Da, domnule, ia cu alea că tai eu. Nu, dă-mi. Păi acum am văzut cum să tai și cum să tai mai departe. Ia-ți asta de aici și plângi și tu un pic cu ea, că e cu telenovele. Era ziua ei în momentul care o fură, că de-aia era în Sicilia să-și facă ziua. Îi dă până de ziua ei anul viitor să-i spună dacă vrea să rămână sau nu cu el. Și eu am rămas stâmpită și am zis lui Doru, ăsta este storyline-ul? Da, eu m-am prăpădit de râs când am văzut-o că ea s-a trezit, între ghilimele, că a dormit fata asta filmul ăsta, vă zice. Da, deci imediat. Dacă nu se trezește în a film... A fost amuzant pentru mine când s-a trezit așa într-un loc, într-un castel, dar am zis, uite, bă, ăștia fac cam poveste, fac, ia să vezi ce cenușăreasa, mama dragă, iese aici, prințesă, nu știu ce, vine prințul, îi dă mozol, da, iurea. Și a zis, fata mea de astăzi ai 365 de zile să te îndrăgostești de mine, nu o să-ți fac nimic, nu mă apropii de tine decât cu consimțământul tău, ceva de apreciat de altfel, dar eu te doresc foarte tare și gata, vreau să fie doar a mea. Doar că n-ai voie să pleci de aici. Dar n-ai voie să pleci de aici. Sindromul Stockholm o să fie al tău. Bineînțeles că de-a tipul filmului îl provoacă, e rebela care îi spune nu, ea fiind moartă cu băluța după el, dar ea îi spune nu din principiu ca să-l facă pe el să-l provoace. Ea îl provoacă, el o amenință, e așa un joc din ăsta, care la un dat, bineînțeles că se termină într-un mare sexuleț, ceva ce n-am mai văzut Parisul. Atunci începe sexulețul. Și după aia am zis că nu se mai termină, frate. Și este foarte explicit filmul. Exact ca soft pornul la Emanuel și alea care mai erau. Deci în partea întâi este doar despre furatul ei. S-a furat mirea sa, doamnelor și domnilor. Cu convinsul ei să fie a lui și... faptul că la sfârșit ea chiar se îndrăgostește de el, dar la sfârșitul filmului ea este practic omorâtă în accident de către familia Flintstone. Familia cum îi chema pe ăla? La sfârșitul părții a doua a fost împușcată? Nu împușcată. Prima oară în tunel, că intră în tunel cu mașina, nu mai iese pentru că capo di tutti capi îi face felul ca să-l enerveze pe ăsta, pe Massimo. Bun, deci ăsta e primul film în care ea, așa cum am zis, cade pradă vrăjii lui. El, bărbat, cap de mafie, are nevoie să o fure pe una ca capul să fie... Capul la mafie, domnule. Capul la mafie n-avea alte activități decât să stea să o convingă pe tantia asta. Twist-ul poveștii e că e romantic, că ăsta, mare bogătan, mare bărbat, mare bunăciune, mare nu știu ce... Sunt mare bărăsan, exact. Bărăsan de bărăsan. O fură pe tantia asta și vezi, doamne, pasiunea, erotismul din această poveste, which is fucked up, pentru că este practic răpire, ca să nu mai spun că este și puțin psihologic, e puțin plecat de acasă. Că e, da, clar. Nu e ok. Deci nu e ok.
Ea n-a avut niciun soi de alegere. Ea a fost pusă într-o cușcă cu bărbatul ăsta care părea să fie de la un punct încolo salvatorul și protectorul ei. Și a zis ea, gata, mă îndrăgostesc. Da, trebuie neapărat mai multe modele de relații sănătoase la TV. Da, vă rog, aduceți mai multe. Și lăsați tâmpenia asta cu sexoșenia și erotismul și romantismul găsit în femei răpite, violate și așa mai departe, pentru că este super toxic. Sau relații din astea toxice transformate via sindromul Stockholm, da. Cum e, victima se îndrăgostește de agresor, exact. Pentru că este singura ei ieșire. Da, la fel ca și Fifty Shades, unde el, bărbatul extraordinar, CEO-ul fascinat de persoana asta, care ea e unica nimeni, o fetiță finuță care vine să ia un interviu, acest mare CEO puternic se îndrăgostește de ea, dar cumva se îndrăgostește din prisma faptului că el avea o asta de supunere, de subjugare sexuală și ajunge până la urmă să fie nevasta lui, iar când e nevasta lui, el nu o lasă să-și dea jos surtienul pe plajă. Da, dintr-o dată, da. Devine acest posesiv, acest gelos. Filmul la treaba ăsta, pe de altă parte, păi frate, a început cu un hardcore. Deci hardcore stuff, da. Bă, deci dacă nu a întins-o pe aia pe toate mesele. Da, dar stai să deci zic o treabă. Deci domn, iartă-mă. Ești cam revoltat așa, iubirea mea. Păi sunt revoltat că eu aveam de făcut treabă. Nu știu dacă v-ați de reabă, ci că și lucram în paralel și mă distrăgea. Eu azi am fost liberă și de ea, ce să zic, sunt liberă, nu fac finanțe, fac studiu pe film și ce film mi-am ales. Da. Da, și în Fifty Shades o amenință tot filmul și la sfârșit... La sfârșit s-a comportat ca ultimul mârlan. Deci treaba aia cu prima lor noapte de dragoste. Deci mi s-a părut de tot rahat. Ultima noapte de dragoste, ultima noapte de război a fost pentru ea. Da. În schimb, în partea asta altă, ăsta e primul film și intră ea în tunel și ea nu mai iese și el pare că află că ea a murit, dar de fapt aflăm că ea n-a murit, că ei se pregătesc de nuntă, se căsătoresc. Și ce se mai întâmplă? Că deja memoria mea am uitat deja. Ce se mai întâmplă, domnule, în a doua parte? Că eu nu mai aduc aminte. Deci se căsătoresc ei. Așa. Se duc în luna de miere, care luna de miere este extraordinară. Am văzut acolo toate cadrele alea de le vezi pe Instagram, apropo de luna de miere, că de asta partea a doua mi se pare un clișeu complet. Toate cadrele alea cu vacanțe pe care le vezi pe Instagram, ba era la călărie, ba era pe plajă, ba era la piscină, ba era pe nu știu ce top hotel. De exact toate reel-urile alea de le vezi pe Instagram. Filmul ăsta este construit realmente din toate clișeele posibile, parcă vedeam tot Instagramul românesc. Dintr-o bucată l-am văzut acolo și înțeleg că filmul a fost făcut în 2021. 2020, prima parte. Nu, a doua parte, cred că 2021. A doua parte, 2021. Eu cred că de-aia l-au făcut așa. Sau 2022. Eu cred că de-aia au făcut toată treaba asta așa sexuală. Pentru că a fost lockdown, ce ați fac cu oamenii da, lockdown? Exact. Huci. Exact, exact. După luna de miere, ei se întorc, ea află că el are un frate, iar fosta lui, care era super geloasă și îl călvoia pe el pentru că o lăsase pentru tipa asta, Laura, îi pune, îi înscenează împreună cu fratele lui care căuta răzbunare pe el și cu rivalii lor. Fratele ăsta, geamăna lui, o babardește pe fosta lui Massimo și ea crede că de fapt e Massimo și în momentul ăla pleacă și cu cine fuge? Cu grădinarul. Grădinarul care aflăm mai târziu că este exact fiul rivalului lui. O chestie tare de tot. El îi spune ei, am uitat să spun ceva, am un frate. Și ea îl ia tare așa, abia ieșit dintr-o serie din aia de... A uitat să-i menționeze acest mic amănunt că e geamăn. Exact. Și îl vede pe fratele ăsta geamăn că se babardește cu una la nu știu ce petrecere crezând și crede că e bărbasul. Da. Și atunci, din categoria clișeului clasic, tu ți-o tragi cu altul, mi-o trag și eu cu alta, s-a aplicat metoda 36219 prin încârligare. Și atunci îi spune grădinarului, du-mă de aici oriunde, da, du-mă. Și fuge cu ăsta. Ăsta altă bunăciune, altă sexoșenie din asta de bărbat wannabe alfa. Și pleacă împreună, ăsta fiind un grădinar. Propus grădinar inițial. Exact, un grădinar unei ca nimeni cu care fuge și ea ușor, ușor pare că se îndrăgostește de acest... Nacho. Se curtează ei și are ea vise eroice da, cu el. Da, are multe vise eroice. Deci are ea la vise. Fata asta a dormit și ne-a văzut filmul, cele trei părți. Fata asta s-a trezit în filmul ăsta când nu se trezesc în toată cinematografia americană de la 70 încoace. Astea erau scenele mele. Ea se tot trezea dintr-un somn din ăsta continuu. Asta zicea Doru, că da. Ăștia nu arată în filme când ăștia dorm. În general nu arăți. Nu vezi filme cu oameni care dorm. Vezi mai mult cu oameni din acțiune. Da. E, fata asta a dormit pentru toată cinematografia. E, la un moment dat, după ce s-au furtat ei și a avut ea 11 miliarde de vise eroice cu el, nu știu, primește un telefon ăsta de la taxu, că probleme cu familiile, cu mafioții și devine el așa gânditor, supărat și el trage cumva de limbă. Da, face parte familia din familia rivală. Și așa mai departe, așa află.
ea îi spune să o ducă la Massimo. În loc să o ducă cu bodyguardul corect, o duce cu alt bodyguard, ăla o fură și o duce la fratele lui Massimo, ăla care avea vânătorul, și la fosta gagica lui Massimo, care pusese la cale împreună cu Nacho ăsta toată treaba. Nacho ăsta între timp s-a îndrăgostit de Laura, deci este căzut picat în cap. Și când ajung acolo, fosta lui Massimo vrea să o omoare pe Laura, că e geloasă. Fratele lui Massimo vrea și el să o omoare, că știa că așa îl rănește pe fratisul. Și în toată încăierarea asta apar Nacho și cu Massimo, care au făcut front comun, pentru că amândoi erau îndrăgostiți de aceeași femeie. Și se întâlnesc acolo cu fratele lui Massimo și cu exa lui Massimo. Și exa lui Massimo împușcă pe Laura, iar ăsta Nacho o împușcă pe exa lui Massimo. Da, și eu... Massimo îl împușcă pe frasul. Deci e un pușcare la încârligare. Mor ăștia doi, frasul și cu exa lui. Iar ăsta Nacho are opțiunea să-l împuște și el pe Massimo, dar nu îl împușcă și pleacă rănit, pentru că Massimo rămâne cu Laura. Laura care, bineînțeles, era împușcată, dar din câte vedem superficial, pentru că supraviețuiește, doamnelor și domnilor, a doua oară. În momentul în care se termină filmul, se termină așa, cu ea împușcată și cu ăștia doi, unul plecând și altul rămânând, Massimo rămânând cu ea. Ea aflând că ăla era de fapt frasul care a babarit-o pe aia și că Massimo n-a înșelat-o niciodată și la ala, dar deja a bit too late, pentru că deja era puțin cu mintea la Nacho. Începe cea de-a treia parte. În a treia parte, ea este fericită cu Massimo, își revine, se babardesc bine la început, ca să nu uiți. Dacă ai venit și la a treia parte de la filmul ăsta, e clar că ți-a plăcut babardeala, așa că hai să-ți de la început să nu pleci din sală. Și, bineînțeles, că în momentul în care avansează filmul, ne dăm seama că ea încă îl visează pe Nacho, iar Massimo simte ceva. Cum simte, vedeți voi în film, că nu pot să descriu aici, că ne dă bani YouTube. Căsnicia lor se destramă, pur și simplu se răcesc unul de celălalt, nu mai vorbesc, nu mai stau împreună. Pentru că ea pur și simplu e cu gândul la ălălaltul. Ea pleacă în Lisabona, pentru că el i-a făcut cadou de Crăciun o companie de țoale. Și în Lisabona ăsta era la surf, Nacho. Și se întâlnește cu el acolo, își pierde mințile, constată că e îndrăgostită de el, se duce la părinții ei în Polonia, le spune că e îndrăgostită de alt bărbat și prin urmare, în final, îl avem pe Nacho care vine să o ia de la aeroport, o duce la Massimo acasă, ia o să discute cu Massimo și să-i ceară divorț. Însă, în momentul în care se întâlnește cu Massimo, el îi ține o porologie din astea cu citate de pe Facebook, bla bla bla, cât de mult îndrăgostit sunt eu dincolo de cât de bine ți-o trag și este întrebată de către el, are you back now? Nu aflăm niciun răspuns pentru că ea nu dă niciun răspuns în film. Nu știu, în carte, dar nu dă niciun răspuns și se termină filmul și that's it. Ce au rămas noi de aici? Cu mult futai. Iertați-mi expresia. Bă, da, mult, bă, mult. Da. Foarte nasol. Prezentată ideea asta de parcă cel mai important aspect la prima întâlnire este o babardeală de mare calitate. Sexualitatea asta super erotică și romantică prezentată într-un mod foarte violent. Nu da, e genul ăla de intimitate genuin în care e oarecum fâstăcită la început, nu-i așa, pentru că nu te cunoști cu celălalt, cu emoții, cu, nu știu, într-un fel natural, cald, așa? No, tate, nu, e cu... Direct cala... cu strapuri, cu spori, cu legături, cu bătăi okay, la curul gol. Cu... Vreau să spun că depinde de gusturi. Din punctul meu de vedere, și ăsta e doar punctul meu de vedere, dați cu biciul mine cum vreți, dar asta este părerea mea. Mie mi se pare că sexul este o treabă foarte importantă, intimă, și trebuie să găsești persoana potrivită. Dacă găsești persoana potrivită, credeți-mă pe cuvânt, funcționează multe alte lucruri. Deci nu trebuie să fie atât de complicat și de îmbârligat și de bla bla bla. Însă, trebuie să fie într-o relație sănătoasă. Mie sexul pus într-o... Sexul, oricât de bun ar fi el și mind-blowing, pus într-o relație nesănătoasă și într-o relație toxică, poate să fie cât vrea de bun, că nu mi se pare că e ce trebuie. Dar oricum, nu le-am spus partea cea mai tare. Deci tanti asta tot visa că se trage cu narcolicul ăsta, cum îl cheamă, cu Nacho. Cu Nachos. Bă, și-au bătut șoc de el, mai au pus numele. Nachos. Nacho, mă rog. Tot visa și avea tot felul de scene din astea eroice, mă rog, la 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 și pe aici și pe dincolo. Iar la un moment dat, în partea a treia, chiar înainte să se termine, ea iarăși are o epifanie din asta dreamuistică, cum ar spune Delia, și visează pe Nacho, fiind lângă ea, mângâind-o pe ea, dar în același timp sărutându-se cu Massimo.
Da, which is was, which was. Și a fost un moment din ăla. A fost în sfârșit, dar e sens filmul ăsta. În momentul ăla am zis, da, asta e, frate, în sfârșit, de fapt, ăștia doi erau îndrăgostiți, da, că da, de-aia da, nici da, nu s-au ucis acolo, s-au înțeles ei cum să omoare pe aia, să-l omoare pe ăla ca să rămână în viață. Bun, ok, gata, am înțeles, băieții se iubesc. No, no problem, perfect, absolut fantastic. Bă, se trezește doamna și ne-a strică visele, ne le dă peste cap, adică nici așa, nici așa. Ca după aia să se ducă ea și la sfârșitul filmului să-i spună Vasilică, Massimo, dacă iubești pe cineva cu adevărat, îl lași să plece. Iar dacă vine la tine, înseamnă că e dragoste adevărată. Da. Iar dacă a plecat, înseamnă că n-a fost niciodată pentru tine, da, ceva de genul ăsta. Mă la drept vorbind, în partea a treia, Massimo, când s-a certat cu ea, realmente, eu am făcut o corelație, pentru că noi am observat recent noua apariție a Nikitei. Și Nikita tot apare acum pe la Cancan, pe la astea, și spune că ea într-o relație cu Michele, cum îl cheamă pe ăsta, mă? Michel Moroni. Moroni, ăsta care îi joacă rolul. Și acum am înțeles de ce s-a certat ăsta în film cu nevasta, că el era ocupat în viața reală cu Nikita, măi nene, pe Spania, la Malaga. Da, sau chiar în România. Și cred că de-aia n-a apărut el în film, dar când i-a spus asta de ei, vreau să vă spun că a fost rollover pe aici, ne-am prăpătit. Da, a fost, în sfârșit înțeleg și eu filmul ăsta. Firul poveștii a trebuit practic să-l lucrăm noi, el n-a existat. El o răpește pe ea, eu chiar aveam senzația că e o chestie de poveste, de familie, de tradiție, de război dintre familii. Sperai, nu? Speram să fie sperai ceva, la răpirea, da, din serai, nu să așa, aibă sens. Că îi se pune pata unui bărbat pe o femeie, o răpește, da, vrea să o... Și ăla, un handrălău, vorba vrea aia, să aibă, întreține relații sexuale cu ea, iar nouă ni se pare asta, vai ce romantic, dar ce frumos, cât de awesome, leșinată de plăcere. Nu, e sick. E plecat de acasă și e foarte ciudat că sunt prezentate lucrurile așa. Mi s-a părut super ciudat și am fost chiar dezamăgită de felul cum au fost prezentate la început. E, cu asta ne-am pierdut noi bank holiday-ul, practic. Aro, nu chiar am pierdut, că de distra ne-am distrat. Și după aia ai colorile alea, știi, și te întreabă colegii tăi. Și cum a fost bank holiday-ul tău? Ce ai făcut? Ai făcut ceva fun, ceva interesant? Hold my beer! Stai să-ți spun. Nu poți să le povestești chiar într-o totul ce ai făcut, nu? În momentul în care ea visa și avea twist-uri din astea, bă, atunci ar fi fost interesant. Mereu se trezea și ne ducea în aceeași poveste obosită. Da, în care ea se visa cu amândoi bărbați în același timp. Ferina, n-am ce zice, nu comentez. Da, nu, dar nu e o problemă de preferință. Din nou, mie mi se pare pentru un film de ăsta de masă, mie mi se pare literalmente soft porn. Păi este un pic, nu? Păi, naiba, îi vezi ăla măciuca. Unghiurile sunt foarte mișto. Nici pe ea nu o vezi cu totul, nici pe el. Ia să vedem, în schimb, cum este pilaful meu, care, bineînțeles, că este extraordinar. Te jăgu salata asta, să vezi cum e. Da, cu asta ne-am ocupat noi timpul astăzi. Ce ziceți? Ce ziceți de noi?